Da, bine, trecem pe partea cealaltă, pentru că fiecare dintre noi are un prieten sau odată a auzit de la un prieten care s-a întors dintr-o vacanță: frățioare, m-am îngreșat 4 kg, am fost la all inclusiv, am mâncat de toate. 4 farfurii am mâncat la micul dejun. Și astăzi o să vorbim cu doamna doctor Elena Țambra. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Fix despre chestia asta, ce facem când avem o masă plină în față, da, și cum putem să ne controlăm instinctul ăsta de a mânca din toate și practic a mânca, da, foarte mult. Da, este foarte provocatoare vacanța din punct de vedere al mâncării, dar primul lucru pe care n-ar trebui să-l facem este tocmai să încercăm să ne controlăm și să ne așteptăm să ne menținem greutatea sau chiar să și slăbim, pentru că oamenii își pun tot felul de ținte de genul ăsta pe vară, când sunt foarte multe vacanțe cu summer body, mâncare. Summer body, beach body. Da. Dar totuși avem foarte multe fructe pe masă. Aici sunt foarte multe fructe, ar fi foarte bine să fie așa și în realitate. Ajută foarte mult, pentru că ăsta este unul dintre lucrurile la care trebuie să fim atenți, și anume să aducem fibre în alimentație. Iar vara avem această varietate enormă de fructe și de legume proaspete care pot să ajute în sensul că mai anulează din efectele dulciurilor și ale grăsimilor la care ne expunem. Dar pe de altă parte, în vacanță, dacă nu putem să controlăm mâncarea, cel mai bine este să ne gândim și la ce putem să facem pe lângă, adică care sunt elementele de stil de viață care pot să mai contracareze dulciurile. Exact, mișcarea, câtă apă bem, cât de des mâncăm, frecvența meselor, orele meselor. Cât de des mâncăm? Ar fi maxim 3 mese pe zi benefic. Dar e vacanță, doamna doctor. Este vacanță, spune asta, maxim 3 mese pe zi, tocmai ca să ne rezervăm niște gustări pentru un frappe, pentru un cocktail, pentru ceva bun de băut, un smoothie, un fresh. Deci un frappe e trecut la gustări. E trecut ca o gustare, nu ca parte dintr-o masă. Are zahăr mult. Exact, are mult zahăr, are frișcă, se mai pun și alte siropuri și alte lucruri pe lângă frișcă. O întrebare așa, cumva pe lângă subiect, dar la subiect. E adevărat mitul ăla că e bine să începem cu salata atunci când mâncăm? Da. Da, este adevărat. Cu salata sau cu fructele, dacă suntem la un mic dejun și vrem să mâncăm un desert, de exemplu, sunt binevenite și fructele. Ideea este de fibre, încă o dată, pentru că ele sunt cele care anulează sau mai temperează un pic din absorpția zahărului și a grăsimilor și ele nu mai ajung în sânge, așa cum ar ajunge fără fibre. Deci cu o salată înainte de fructe sau de legume s-ar putea să ieși mai bine la calorii. Iar în vacanțe aș lăsa, pentru că e vacanță și dacă suntem într-un loc în care vrem să și testăm bucătăria locală, aș lăsa asta la prânz, nu la cină. E o regulă foarte importantă de menținut. Cina să fie pe un stil mai degrabă mediteranean, cu multe legume sau cu pește, cu fructe de mare. Iar prânzul să fie cu cele ale locului, ca să și testăm pizza, paste. Ce combinații n-ar fi tocmai potrivite într-o vacanță? De mâncăruri. Da, cea mai nepotrivită sau cea mai nocivă combinație este de mâncare cu alcool, neapărat ceva de mâncare cu altceva de mâncare. Am o veste bună aici, în sensul că dacă, de exemplu, alegem să consumăm mai degrabă 2-3 pahare de vin la cină, unde tocmai ne-am propus și să mâncăm un pic mai light, și dacă mai și punem la fiecare pahar de vin 2 pahare de apă, iarăși putem să mai temperăm efectele nocive ale acestei combinații. Să știți că eu ieri, de exemplu, așa am început. Unul cu două. Deci un pahar de vin cu două de apă. La un moment dat nu am mai găsit apă. Era teamă că spui două pahare de vin și unul de apă. Nu, așa. Dar se întâmplă de multe ori să nu mai ai pofta de mâncare dacă te apuci deja de băut un pahar de vin, două, sau de la apă. Da. Ce facem? E bine așa? E sănătos? Mâncăm tocmai de dimineață? Da, este foarte bine să pornim cu un mic dejun foarte consistent. Așa cum am spus, prânzul îl dedicăm bucătăriei locale. Iar apropo de alcool și de băut apă, de la o anumită doză de alcool în sus, de fapt, pofta de mâncare crește. Și atunci, dacă reușim să hidratăm bine alcoolul, adică așa cum am spus, cu două pahare de apă, acest efect nu apare și putem să controlăm mult mai bine deciziile pe mâncare. Când spunem de mic dejun, vă mai întreb o chestie. Toată lumea, am văzut că părerile sunt împărțite. Unii spun că e foarte important micul dejun și că e una dintre cele mai importante mese ale zilei. Alții spun, dacă nu ți-e foame dimineața, nu te forța să-l mănânci, pentru că nu ești un morning person. Da, există și aceste persoane și este perfect în regulă să nu mâncăm dimineața, deci, dacă nu ni se potrivește. Dar aici este de testat pentru fiecare și de văzut, pentru că micul dejun are un efect asupra cinei, care este cea mai importantă masă când vrem să slăbim sau să ne menținem. Deci dacă observăm că ne mâncăm micul dejun, mănânc mai mult la cină, atunci trebuie să ne gândim cum să includem și micul dejun. Dacă nu și putem să mâncăm două mese consistente și să nu ne stricăm cina, este perfect în regulă să nu luăm micul dejun. Cât de greșit este să consum doar fructe și legume într-o vacanță? Pentru că eu, când merg la cald, eu nu mai am poftă de mâncare și atunci consum doar legume și fructe. E greșit? E bine? Iarăși de văzut, dacă nu, cumva când te întorci, îți este mai foame. Adică e o foame de recuperare a celorlalți nutrienți.
Asta nu m-am gândit, da, și n-am observat. Iarăși, nevoia de fructe și legume și doar de ele poate să fie mai degrabă deshidratare, adică trebuie să te uiți un pic la cum bei apă în perioada de vacanță. Deci nu este neapărat greșit, dar când selectăm așa alimentele doar 2-3, practic mâncăm disociat și scoatem din context alimente sau nutrienți foarte importanți, care apoi pot să însemne de fapt poftă, recuperare, foame și alte lucruri care de fapt ne îngrașă la întoarcere. Și mai am întrebare, am înțeles, nu e recomandat să consumăm alcool și să mâncăm în același timp, preferabil ar fi să le facem separat. Da, sau să avem o masă un pic mai light atunci când vrem să bem alcool. Da. Echilibrată. Dar ce băuturi putem consuma la masă? Exceptând apa, e clar. Apa merge oriunde. Da. Vinul dintre toate alcoolurile mi se pare cel mai în regulă și cel mai de vară, vinul cu gheață. Iarăși, în combinațiile de cocktailuri, este o problemă apropo de zahăr cu alcool, pentru că blochează ficatul și nu mai metabolizăm corect alimentele. Deci nu spune băuturile dulci? Nu prea sunt bune. Alcoolul are, el nu are foarte multe calorii, ne sperie pentru faptul că blochează ficatul și atunci ficatul nu-și mai face treaba așa cum trebuie cu celelalte alimente, de pentru care le trece foarte repede în grăsimea noastră. Păi știi, și-am făcut că eu știam asta fără să știu. Eu de când am început să beau chestii dulci, aseară eu n-am mai mâncat, că mi-am dat seama că ficatul nu mai poate de la zahăr, că e blocat. Avem exemplu aici chiar așa, a băut chestii dulci aseară, dar cu alcool. Da, puțin, foarte puțin. Da. Acum ce poate să facă? Să mănânce din fructe, să-și revină? Când, când o dăm de gar la mâncare sau la băutură, ideea este nu să ne tăiem din mâncare pe mai departe, ci mai degrabă să facem un pic de mișcare a doua zi. Asta e cea mai bună soluție. Trebuie să sar la sport acum. Mă duc. Da. Mă duc și fac mișcare. Doamna doctor, vă mulțumim frumos. Cu mult drag. Sfaturi utile și de ținut minte. Deci un pahar de vin cu două pahare de apă. Dar n-a zis mărimea paharului de apă. Da, ne-a ajutat un exemplu. Vă mulțumim frumos și vă mai așteptăm pe la noi. Să aveți o zi excelentă. Minunată. La fel.